În iulie 1974 a răpit-o pe domnișoara Busche și a adus-o în casa sa, unde în fața celorlalte două fete, absolut îngrozite, a bătut-o fără milă pe nefericită, puțin înainte de a o tatua cu țigara aprinsă peste sân și zona genitală. În ciuda acestui calvar, Busche a supraviețuit, așa că Gianjubi a considerat că trebuie să-și ducă până la sfârșit cruda faptă. Ca atare, a transportat-o cu mașina într-una din periferiile Marsiliei și acolo a și sugrumat-o. La întoarcerea acasă, Gianjubi le-a avertizat pe celelalte două fete să nu spună nimănui nimic din ceea ce văzuseră dacă țineau la viața lor.